Bună, dragii mei, eu sunt Romina, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. În videoul de azi ne aflăm din nou în camera mea pentru că aici am lumină mai bună și pentru că am decis să filmez azi pentru voi un machiaj de zi cu ajutorul unor produse pe care le-am achiziționat de pe Born Pretty Store. Ceea ce urmează să fac este să testez aceste produse împreună cu voi, să vă spun părerea mea despre ele în premieră și să vă arăt cum funcționează făcând un machiaj simplu de zi. Însă înainte de a începe acest video, vă rog să vă abonați canalului meu și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postez ceva nou. Și acum, haideți să încep! După cum vedeți, sunt nemachiată, am apropiat camera pentru a vedea mai bine ce fac pe fața mea și cum fac. Și am să încep să vă arăt produsele despre care vă vorbeam pe rând și le vom testa împreună. Mai întâi de toate vreau să vă spun că mi-am demachiat fața și am folosit o loțiune tonică pentru a o tonifia. Acum urmează să aplic această cremă cu Sun Protection, cu protecție solară 50. Este o cremă de la Aven care are o protecție solară ridicată și este exact ceea ce am nevoie pentru această vară. Ok, acum după ce am aplicat această cremă, voi lua un primer și îl voi lua pe primerul de la Pupa Milano. Acest primer are culoarea verde. Este de culoare verde pentru că este special creat pentru fața sau tenul cu cupe roz. Se ajută foarte mult la neutralizarea petelor roșii de pe ten. Eu am probleme, din păcate, cu aceasta, având tenul foarte sensibil și alb. Este un ten deschis la culoare. Astfel că se poate observa orice pată roșie pe el. Ok, și acum că am pregătit fața, voi lua produsul de la Born Pretty Store, care îl voi folosi probabil în mai multe rânduri în acest machiaj. Și este vorba despre acest silicone sponge, pe care îl voi deschide. Nu l-am folosit până acum. Acesta este de fapt un burețel, dar nu pot să-l numesc burețel pentru că nu-l consider burete, însă este un dispozitiv de aplicare a machiajului care este făcut din silicon. Acesta te ajută foarte mult să aplici machiajul și să arate uniform, de exemplu fondul de ten. Bine, eu spun că asta ar trebui să facă, nu l-am încercat, îl vom încerca să vedem dacă funcționează. Este primul meu silicone sponge și ce îmi place la el și ce cred că îmi va plăcea este faptul că produsul nu intră în el, ceea ce te face să economisești mai mult produs și este foarte, foarte util. Acesta a fost un produs foarte ieftin. L-am luat de pe Born Pretty Store și a costat în jur de 2 dolari, adică o nimica toată. Eu zic să vedem ce face acest produs și să nu tot vorbim atâta, să trecem la treabă. Am să iau un fond de ten de la L'Oreal, pe care îl voi aplica cu acest burețel. Am să aplic fondul de ten pe acest burețel. După care, prin mișcări de tapotare, voi începe să aplic pe față. Mi se pare foarte interesant, în primul rând că este foarte tare, nu este ca și un burețel și nu știu cum va arăta la sfârșit produsul. Deocamdată mi se pare că nu se aplică destul de uniform, nu e efectul care mi-l doream eu, dar îl voi întinde și îl voi tapota și vom vedea ce este la sfârșit. Ideea e că, nu știu, modul în care îl aplică e într-un strat foarte gros, adică oare am pus prea mult? Ce pot să observ este că într-adevăr îl aplică uniform. Oricum mi se pare foarte greu să aplic cu el fondul de ten. Deja m-am obosit. Am obosit foarte tare, deși el face o treabă destul de bunicică, pentru că, după cum vedeți, tenul meu nu arată urât, s-a întins fondul de ten, dar s-a întins foarte greu
Este foarte rigid, ceea ce nu-mi place, deși e moale și nu știu dacă vedeți, dar joacă așa puțin. Nu-mi place textura lui, adică prefer de câteva ori mai mult Beauty Blender. Oricum, Per Ensemble nu e un produs rău, dar dacă îl folosești doar tu acasă, e ok. Face o treabă bună. În primul rând, nu întinde fondul de ten, nu lasă pete inestetice pe față în momentul în care îl aplici. Însă, pentru make-up artist, eu nu cred că este convenabil, pentru că atunci când ai mai multe cliente și dorești să faci un make-up, acest produs îți ia mult mai mult timp. Sincer, nu știu ce să zic, dar pentru prețul pe care îl are, eu zic că a meritat să îl cumpăr și să îl încerc. Acum însă am să-l las deoparte pentru că mai am și alte produse de testat și vom trece mai departe la un alt produs și anume la acest produs pentru sprâncene. Este vorba despre un produs de la Bonnie Choice, care este un eyebrow gel waterproof corrector și pe el scrie că ar fi un tinted eyebrow gel, adică un eyebrow gel, un gel pentru sprâncene puțin mai pigmentat, care este foarte asemănător cu cel de la Maybelline, care îl avem și noi în România. Îl folosești ca și un far de sprâncene, îți conturezi sprâncenele și practic ar trebui să rămână o perioadă mai lungă pe sprâncenele tale. Nu l-am folosit până acum, nu știu ce face acesta, dar vom vedea. Este un produs destul de mic, are doar 6 ml și ce nu-mi place la el este că este cu pompiță și nu are cu ce să aplici acest gel. Adică ar fi fost ok să vină împreună cu o pensulă sau ceva de genul, pentru că dacă nu, tu trebuie efectiv să-ți achiziționezi și o altă pensulă. Prețul lui a fost undeva în jur de 2-3 dolari, deci nu foarte mult. Eu am să iau pensula pentru sprâncene de la Zoeva. Este o pensulă în unghi și aceasta mă ajută foarte mult să aplic produsul. Am să deschid produsul, am să pompez puțin pe mână. Eu am luat o culoare mai deschisă, însă nu știu ce să spun pentru că nu mi se pare foarte deschisă. Haideți să vedem cum arată și pe sprâncene. Am să iau puțin pe pensulă. Din fericire, sprâncenele mele sunt deja vopsite, așa că am să urmez doar linia acestora, ca să vedem ce face. Zice că acest produs ar fi waterproof. Surprinzător, este puțin mai închis, însă culoarea aceasta mi se potrivește. Adică îmi place mie, nu știu dacă mi se potrivește neapărat din punct de vedere al colometriei și așa. Însă consider că arată bine și chiar îmi place ce face deocamdată. Oricum sunt curioasă acum să văd cât va rezista, pentru că de fapt asta e ideea, dacă rezistă mult și este și waterproof, atunci sincer pentru 2-3 dolari este un produs foarte bun. Este un produs interesant și este un produs cremos, care se aplică destul de ușor din punctul meu de vedere. Astfel că și dacă nu ai experiență în a-ți contura sprâncenele, tot vei reuși să faci ceva cu el. Ok, acesta este rezultatul final. Sincer, mie îmi place ce a ieșit. Mi se pare ok. Este un produs bun, un produs ieftin și merită achiziționat. Din fericire, nu se aplică greu, ceea ce e foarte bine. Este cremos, arată bine. Culoarea este puțin închisă pentru tenul meu și pentru părul meu. Vă dați seama că nu voi contura așa sprâncenele de fiecare dată în fiecare zi. Însă mi-ar plăcea ca acest produs să țină mai multe zile, măcar 2-3 zile, astfel că nu aș fi nevoită să mi le conturez de fiecare dată. După cum am spus, însă urmează să revin și cu un review mai detaliat pentru acest produs. Azi l-am folosit prima dată, după câteva zile am să încerc să scriu ceva ca să vă spun și părerea mea oficială. Ok, haideți că mai am două produse și unul dintre ele este un produs pentru fard. Și anume această cutiuță. Și este o cutiuță care ajută să îndepărteze rezidurile de fard de pe pensulă, astfel încât să nu pătezi în momentul în care
machiez. Aceasta nu-ți curăță pensula de tot, însă ajută la îndepărtarea rezidurilor. Și oricum pensulele tale vor trebui și dezinfectate și îngrijite mult mai bine. Astfel că acest produs, în momentul în care te machiezi, cred că este foarte bun și pentru make-up artiști. Să iei pensula, o folosești într-o anumită culoare și pentru a îndepărta culoarea de pe pensulă în momentul în care vrei să o folosești din nou și să nu-ți pătezi machiajul, folosește această cutiuță. Haideți să vedem cum se folosește și cum funcționează. Am să folosesc această paletă de la Melchior cu farduri, farduri naturale, și am să încep prin a aplica un fard natural. După ce am aplicat fardul, am să iau pensula și am să încep să o frec de acest dispozitiv ca să vedem ce se întâmplă și dacă chiar îmi curăță din fardul pe care l-am pe ea. Adevăr, dispozitivul îndepărtează din fard. Pensula mea este curată și pot să o folosesc foarte bine astfel. Foarte interesant, chiar funcționează și... Ia uitați, când aplic pe mână, nici urmă de fard, ceea ce este super. Hai să încercăm și cu o pensulă de blending. Și am să iau o pensulă din această No Name. Am să folosesc de această dată un fard mai închis și anume acest maro, pe care am să-l adaug în pliul pleoapei. După ce am aplicat fardul în pliul pleoapei la ambii ochi, voi lua acest dispozitiv și voi curăța pensula de rezidurile de fard, pentru că vreau să iau un fard mai deschis. Așadar, haideți să vedem dacă dispozitivul și-a făcut treaba și am să aplic un fard deschis, este un fard si de fat. Nu a rămas deloc fard maro, ceea ce este super, super bine. Și voi blendui tot machiajul foarte frumos, fără a-l păta. Și chiar consider că acest dispozitiv este de ajutor în acest sens. Acesta este machiajul ochilor. Voi aplica doar un mascara, și anume mascara de la Too Faced Better Than Sex. Voi finaliza machiajul feței și voi aplica un bronzer, un blush și un iluminator. Și pentru a finaliza acest look și a scăpa de buzele acestea albe și să scăpăm de look-ul de fantomă, am să folosesc acest ruj de la NYX. Este un ruj din gama Liquid Sweet și este nuanța Tea and Cookies. Este o nuanță foarte drăguță care este un roz deschis și îmi place foarte mult. Așa arată look-ul final. Îmi place foarte, foarte mult ce a ieșit. În mod normal, tenul meu mi se pare că este puțin mai încărcat decât de obicei. Nu știu dacă este din cauza burețelului sau pentru că am pus mai mult fond de ten, în fine. Însă, în mod normal, într-o zi nu aș purta un ten atât de încărcat pentru că nu îmi place și pentru că la un moment dat machiajul se va strânge indiferent de ce fond de ten port. Dar pe ansamblu mi se pare că arată ok, pe cameră știu că dă bine pentru că pe cameră tot timpul puțin mai mult machiaj va da bine și o acoperire mai mare va arăta și mai bine. Și acum pentru a finaliza look-ul ar trebui să aplic niște gene false pe care le-am primit tot de la ei, însă nu știu dacă am să fac asta pentru că va fi un fail. Eu nu știu să-mi aplic genele false și nici nu știu cum aș descurca să fac asta pe cameră. Am niște gene false magnetice care sunt tot de la Bonnie Choice și le-am luat tot de pe Born Pretty Store. Eu zic că am să încerc să văd cum merge să le aplic. Nu am aplicat niciodată gene, dar nici gene magnetice, așa că dacă va fi fail, asta e, mă voi face de râs. De cacao, cum se spune, nu e nicio problemă. Așa arată genele. Sunt 4 pentru că în mod normal se aplică un strat deasupra genelor tale și un strat dedesubt și se prind cu magnet. Haideți să vedem dacă pot să fac ceva. Să-mi țineți pumnii pentru că e sincer foarte scary pentru mine, n-am mai făcut asta. Încep să mă ia căldurile. Am să iau un set de gene. Am să-l aplic deasupra. Dacă mă credeți... Ups! Dacă mă credeți, nu știu nici cum să țin penseta, nu că să mai îmi pun gene false. Ok.
Hai să încerc totuși cu mâna. Și am să le aranjez apoi cu penseta. A, dar nu e prea ok, pentru că penseta este din metal și... Deci, sincer, e un total fail. Cred că aș avea nevoie de o pensetă specială, făcută din plastic sau ceva, pentru că din metal aceasta rămâne pe gene, ceea ce nu e chiar ok din punctul meu de vedere. Așa că cred că am să renunț la gene. Am să mai încerc singură în intimitatea casei mele. Ideea e că eu nu prea port gene false și dacă le port, prefer să mi le aplice cineva și nu să o fac eu. Să pe acestea se pare că nu am să pot să le aplic și nu are rost să stau să mă chinui un an cu ele. Ok, și am terminat. Îmi pare rău că n-am reușit să vă arăt și genele false cum funcționează, însă pentru cele care se pricep, cu siguranță este un produs bun. Acestea au fost undeva la 4 dolari, foarte puțin, și mi se pare că dacă știi să le aplici, cred că sunt drăguțe. Mi se par niște gene de calitate și îmi place foarte mult ambalajul lor. Dar cam asta este. Probabil că nici nu le voi folosi prea mult sau le voi folosi doar dacă mi le va aplica cineva. Ok, acesta este videoul meu de astăzi. Sper că v-a plăcut. Acesta este look-ul final. Mie îmi place ce a ieșit. Oricum, sunt pregătită să ies din casă. Am să mă schimb și pot să ies liniștită pentru că arăt prezentabil, zic eu. Produsele acestea sunt produse foarte ieftine, să nu uităm că m-au costat în jur de 15 dolari toate. După care ce pot să vă spun este că le-am primit acasă, a venit poștașul și mi le-a lăsat acasă după 2 săptămâni, ceea ce nu e mult. În România un colet vine în jur de 3-4 zile, 5 zile. Aceste produse au venit la mine în 2 săptămâni, ceea ce e foarte bine. Nu am plătit transportul, ceea ce e și mai ok. Și pe lângă asta, dacă sunteți fană a tot felul de chichițe care sunt pentru unghii, decorațiuni de unghii, ștampile de unghii, make-up sau tot felul de ustensile interesante și ciudate de make-up și doriți să le testați, Born Pretty Store este un magazin online de unde puteți achiziționa toate acestea. Are foarte, foarte multe produse. Eu oricum am să vă las în descriere linkul de la fiecare produs și am să revin pe urmă cu un review pentru ele. Dar dacă doriți să vedeți mai multe, le găsiți pe site-ul lor. Acesta este videoul de azi. Mă bucur foarte mult că m-ați urmărit și sper că v-a plăcut acest video. Iar dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și subscribe canalului meu. Eu vă pup și ne vedem data viitoare!